Maria, prin răspunsul ei smerit, ne oferă o lecție profundă despre ascultarea în fața chemării divine. Să devii mama Fiului lui Dumnezeu nu era doar o onoare imensă, ci și o provocare uriașă. Maria știa că acceptarea acestei chemări divine ar putea aduce complicații sociale, poate chiar respingere din partea celor din jur. Totuși, cu o credință nestrămutată, ea a ales să accepte această responsabilitate, încrezându-se în planul lui Dumnezeu. În ebraică, cuvântul anavah se traduce prin umilință sau smerenie. Este un termen care descrie atitudinea Mariei atunci când a primit mesajul îngerului. Aceasta nu este o simplă umilință exterioară, ci o înțelegere profundă a faptului că planul lui Dumnezeu este mai mare decât noi și că el ne poate folosi în moduri care depășesc capacitatea noastră de înțelegere. În greacă, cuvântul tapeinosis reflectă de asemenea ideea de umilință, dar este legat mai mult de smerirea voluntară înaintea voinței divine. Maria s-a supus voinței lui Dumnezeu cu inima deschisă, arătând o tapeinosis autentică și profundă. Ea nu s-a considerat nedemnă, ci a înțeles că Dumnezeu a ales-o tocmai pentru inima ei curată și devotamentul față de el. În aramaică, cuvântul macnuta semnifică smerenie și reflectă inima Mariei. Prin răspunsul ei, ea a demonstrat această macnuta, o smerenie adevărată, care vine din încrederea în planurile lui Dumnezeu, indiferent de consecințele pe care le-ar putea aduce. În limba română, termenul smerenie subliniază ideea de a te încrede în Dumnezeu, fără a pune propria voință deasupra planului divin. Maria este un exemplu perfect de smerenie, arătându-ne că adevărata ascultare față de Dumnezeu implică să ne supunem complet voinței Lui, Știind că El are un plan mult mai bun pentru viețile noastre decât ne putem imagina. În această lecție, Maria ne învață că, deși chemările lui Dumnezeu pot părea copleșitoare, atunci când ne încredem în El și acceptăm responsabilitățile pe care ni le dă, putem deveni parte din ceva mult mai mare decât noi înșine. Ascultarea ei a schimbat cursul istoriei. Aducând mântuirea prin Fiul lui Dumnezeu. Un alt exemplu puternic de ascultare și credință îl găsim în povestea lui Avram. Dumnezeu l-a chemat pe Avram să părăsească țara sa și să meargă într-o țară pe care nu o cunoscuse niciodată, promițându-i că va face din el o mare națiune. Avram a ascultat de Dumnezeu și a plecat fără să știe exact unde merge. Această ascultare a lui Avram este un simbol al credinței necondiționate. În final, Dumnezeu i-a testat din nou credința, cerându-i să-l sacrifice pe fiul său, Isaac. Avram s-a supus, fiind pregătit să facă orice îi cerea Dumnezeu, dar în ultimul moment Dumnezeu a intervenit și a oprit sacrificiul, oferind un berbec în locul lui Isaac. În ebraică, termenul emunah este folosit pentru credința lui Avram, dar nu se referă doar la credință în sensul de a crede într-o idee, ci mai degrabă la o încredere totală în Dumnezeu, o credință care este demonstrată prin fapte de ascultare. Avram a arătat emunah prin toate deciziile sale, chiar și atunci când acestea păreau ilogice sau imposibile. În greacă, pistis este termenul folosit pentru credință, iar în cazul lui Avram, această pistis este prezentată ca exemplu suprem de credință care se manifestă prin ascultare. Avram nu doar că a crezut în promisiunile lui Dumnezeu, dar a fost dispus să acționeze pe baza acelei credințe, chiar și atunci când a fost pus la încercare. În aramaică, cuvântul haimanuta pentru credință implică o încredere neclintită în Dumnezeu, chiar și atunci când nu putem înțelege pe deplin planurile sale. Avram a demonstrat haimanuta atunci când a fost gata să-și sacrifice fiul, știind că Dumnezeu avea un plan și că el era în control, indiferent de circunstanțe. În limba română, credința este adesea văzută ca o încredere în lucrurile nevăzute, dar povestea lui Avram ne arată că această credință este mai mult decât o simplă convingere mentală. Credința adevărată este dovedită prin ascultare, prin faptul că acționăm în conformitate cu ceea ce Dumnezeu ne-a cerut, chiar și atunci când nu putem vedea toate detaliile. Un alt exemplu remarcabil de ascultare și credință îl găsim în povestea lui Moise. După ce a fost chemat de Dumnezeu să elibereze poporul Israel din robia egipteană, Moise s-a confruntat cu multe provocări. El a avut îndoieli despre propriile sale abilități, dar a ascultat de chemarea lui Dumnezeu și, prin multe semne și minuni, a condus poporul Israel spre libertate. Moise a demonstrat o ascultare profundă față de Dumnezeu, chiar și atunci când circumstanțele păreau imposibile. În ebraică, cuvântul shama înseamnă a asculta, dar implică mai mult decât a auzi cuvintele cuiva. Shama înseamnă a asculta cu intenția de a urma ceea ce se spune. Moise a demonstrat această shama prin faptul că a urmat instrucțiunile precise ale lui Dumnezeu, chiar și atunci când acestea păreau dificil de îndeplinit. În greacă, termenul hipakouo este folosit pentru ascultare și subliniază aceeași idee de ascultare activă, o ascultare care se manifestă prin fapte. Moise a urmat cu exactitate toate instrucțiunile primite de la Dumnezeu, arătând o hipakoă totală și completă. În aramaică, cuvântul shemaya se referă la ascultare și are o semnificație similară. Moise este un exemplu perfect de shemaya, deoarece a ascultat nu doar în mod superficial, ci a acționat conform instrucțiunilor divine, încredințat că Dumnezeu avea un plan pentru el și pentru poporul său. În limba română, termenul ascultare subliniază aceeași idee de a urma îndeaproape instrucțiunile primite. Povestea lui Moise ne învață că ascultarea față de Dumnezeu poate aduce eliberare și restaurare, chiar și atunci când totul pare pierdut. Un alt exemplu de ascultare față de chemarea lui Dumnezeu îl găsim în povestea lui Samuel. Samuel, un profet și lider spiritual al Israelului, a fost chemat de Dumnezeu de la o vârstă fragedă, în timpul copilăriei sale, a auzit vocea lui Dumnezeu chemându-l, dar la început nu a recunoscut cine vorbește. Totuși, după ce a înțeles că Dumnezeul chema, Samuel a răspuns: "Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă." Samuel a demonstrat o ascultare exemplară pe tot parcursul vieții sale, devenind un lider spiritual esențial pentru Israel. În ebraică, termenul dabar se referă la cuvânt sau poruncă și reflectă importanța cuvintelor lui Dumnezeu în viața lui Samuel. Când Dumnezeu i-a vorbit, Samuel a înțeles că trebuie să urmeze dabar, cuvintele divine, cu toată inima sa, fără ezitare. În greacă, logos este termenul folosit pentru cuvânt, dar în Noul Testament, logos are și o conotație teologică profundă, fiind asociat cu Isus însuși, cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Samuel este un exemplu de persoană care a urmat cuvântul lui Dumnezeu cu credincioșie și curaj, asc. Continuând cu exemplul lui Samuel, este important de remarcat că el nu doar că a auzit Cuvântul lui Dumnezeu, ci a trăit o viață complet dedicată ascultării și îndeplinirii acestuia. Când a fost chemat pentru prima dată, Samuel a învățat că ascultarea față de vocea lui Dumnezeu necesită o inimă deschisă și disponibilă, iar acest lucru s-a reflectat în întreaga sa viață. Samuel a devenit un lider profetic, judecător și preot al Israelului călăuzindu-i pe oameni prin vremuri dificile, inclusiv pe regele Saul și pe regele David. În ebraică, cuvântul Shema înseamnă ascultă și este mai mult decât o simplă acțiune fizică. Shema implică o ascultare care conduce la acțiune, o ascultare activă. Samuel este exemplul perfect al acestui tip de ascultare activă, pentru că el nu doar că a auzit chemarea lui Dumnezeu, ci a răspuns la ea cu toată inima. Viața sa a fost marcată de o dedicare profundă față de poporul Israel și față de Dumnezeu, lucru care l-a transformat într-unul -un dintre cei mai respectați profeți. În greacă, termenul hipakoo înseamnă a asculta și implică aceeași idee de ascultare care duce la acțiune. Samuel a fost unul dintre cei care au împlinit acest tip de ascultare totală față de Dumnezeu, rămânând credincios în toate aspectele vieții sale. El a împlinit instrucțiunile divine, nu doar cu fidelitate, ci și cu o adâncă responsabilitate, chiar și atunci când situațiile erau extrem de dificile. În aramaică, cuvântul șemaia este similar cu shema și are aceeași conotație de ascultare activă. Ascultarea lui Samuel față de Dumnezeu reflectă această șemaia, care se manifestă printr-o ascultare necondiționată și prin faptul că Samuel a îndeplinit voia lui Dumnezeu în mod constant indiferent de circumstanțele externe sau de presiunea socială. În limba română, ascultarea este, de asemenea, un termen care reflectă supunerea față de voința divină, dar mai mult decât atât, implică și o dedicare continuă de a urma poruncile lui Dumnezeu. Samuel este un exemplu viu al ascultării, demonstrând că adevărata ascultare necesită nu doar auzirea cuvântului lui Dumnezeu, ci și acționarea în conformitate cu acesta. Un alt exemplu extraordinar de ascultare și curaj este povestea lui David și Goliat. În fața unei amenințări uriașe, literal și figurat, David, un tânăr păstor, a avut curajul de a-l înfrunta pe Goliat, un războinic puternic și înfricoșător. David nu a fost intimidat de înfățișarea sau de puterea lui Goliat, pentru că el avea încredere de plin în Dumnezeu. Aceasta este o lecție puternică despre încrederea în Dumnezeu. Indiferent de mărimea provocărilor cu care ne confruntăm. În ebraică, gibor înseamnă erou sau războinic puternic, dar David nu este prezentat ca un gibor în sensul tradițional. Forța lui nu vine din puterea fizică sau din experiența de război, ci din încrederea totală în Dumnezeu. El a intrat în luptă cu Goliat cu doar o praștie și câteva pietre, dar puterea lui reală a fost credința sa neclintită că Dumnezeu va lupta pentru el. În greacă, Andreea este termenul pentru curaj și reflectă calitatea lui David de a acționa cu încredere în fața pericolului. David nu s-a bazat pe propria sa forță, ci pe promisiunile lui Dumnezeu, ceea ce l-a făcut să fie un model de curaj și credință pentru toate generațiile viitoare. În aramaică, gvura reflectă puterea și curajul, dar la fel ca în cazul lui David, această gvura nu este legată de forța fizică, ci de tăria interioară, care provine din încrederea în Dumnezeu. David a demonstrat această gvură prin faptul că nu s-a lăsat învins de frică, ci a ales să lupte știind că Dumnezeu era cu el. În limba română, curaj implică aceeași idee de îndrăzneală și forță interioară. Povestea lui David și Goliat ne învață că adevăratul curaj nu vine din propria noastră capacitate, ci din încrederea că Dumnezeu este cel care ne dă puterea de a înfrunta cele mai mari provocări ale vieții. Această lecție a curajului și încrederii în Dumnezeu poate fi aplicată în multe alte aspecte ale vieții. În Noul Testament, vedem cum apostolii au demonstrat același tip de curaj atunci când au fost persecutați pentru credința lor în Isus. Ei nu s-au temut de amenințările venite din partea autorităților sau a societății, ci au continuat să predice Evanghelia cu îndrăzneală. Un exemplu clar este cel al apostolului Petru, care după ce l-a negat pe Isus de trei ori, a experimentat o transformare profundă. După învierea lui Isus, Petru a fost restaurat și a devenit unul dintre cei mai curajoși predicatori ai Evangheliei. În ziua cincizecimii, Petru s-a ridicat în fața unei mulțimi mari și a proclamat cu îndrăzneală mesajul mântuirii, în ciuda riscurilor la care se expunea. În greacă, cuvântul parhesia înseamnă îndrăzneală și este adesea folosit în Noul Testament pentru a descrie modul în care apostolii au predicat cu curaj. Paresia nu se referă doar la faptul de a vorbi deschis, ci la a face acest lucru fără frică, chiar și atunci când există pericol real de persecuție. Petru și ceilalți apostoli au demonstrat această paresia în fața tuturor obstacolelor. În aramaică, parsa are o semnificație similară și este folosit pentru a descrie îndrăzneala cu care cineva acționează sau vorbește. Apostolii nu au acționat cu frică, ci au fost parsa în proclamarea Evangheliei, știind că Dumnezeu era cu ei în fiecare pas al drumului lor. În limba română, îndrăzneală reflectă același concept de a acționa cu curaj și fără teamă, indiferent de consecințe. Apostolii ne învață că îndrăzneala creștină nu vine din dorința de a se afirma pe ei înșiși, ci din încrederea că Dumnezeu lucrează prin ei pentru a răspândi mesajul salvării. Un alt exemplu remarcabil de curaj și îndrăzneală îl vedem în povestea lui Estera. În fața unei amenințări de anihilare a poporului evreu, Estera a avut curajul de a se prezenta înaintea Regelui Persan, chiar dacă acest lucru putea însemna moartea ei. Ea a riscat totul pentru a-și salva poporul, demonstrând o îndrăzneală extraordinară și o încredere profundă că Dumnezeu îi va da biruință. În ebraică, termenul cesed pentru iubire și bunătate este adesea asociat cu actele de sacrificiu și devotament. Estera a demonstrat cesed prin dragostea sa față de poporul său și dorința de a acționa în interesul lor, chiar cu prețul propriei vieți. Ea nu a acționat din dorința de a-și proteja poziția, ci din iubirea profundă pentru ceilalți. În greacă, agape este termenul folosit pentru iubirea necondiționată și sacrificială, iar povestea Esterei reflectă acest tip de iubire. Ea a arătat agape prin faptul că și-a riscat viața pentru a salva poporul evreu, arătând o dragoste și o loialitate care depășesc interesele personale. În aramaică, cuvântul racam pentru milă subliniază tandrețea și Continuând cu exemplul lui Samuel, este important de remarcat că el nu doar că a auzit Cuvântul lui Dumnezeu, ci a trăit o viață complet dedicată ascultării și îndeplinirii acestuia. Când a fost chemat pentru prima dată, Samuel a învățat că ascultarea față de vocea lui Dumnezeu necesită o inimă deschisă și disponibilă, iar acest lucru s-a reflectat în întreaga sa viață. Samuel a devenit un lider profetic, judecător și preot al Israelului călăuzindu-i pe oameni prin vremuri dificile, inclusiv pe regele Saul și pe regele David. În ebraică, cuvântul Shema înseamnă ascultă și este mai mult decât o simplă acțiune fizică. Shema implică o ascultare care conduce la acțiune, o ascultare activă. Samuel este exemplul perfect al acestui tip de ascultare activă, pentru că el nu doar că a auzit chemarea lui Dumnezeu, ci a răspuns la ea cu toată inima. Viața sa a fost marcată de o dedicare profundă față de poporul Israel și față de Dumnezeu, lucru care l-a transformat într-unul -un dintre cei mai respectați profeți. În greacă, termenul hipakouo înseamnă a asculta și implică aceeași idee de ascultare care duce la acțiune. Samuel a fost unul dintre cei care au împlinit acest tip de ascultare totală față de Dumnezeu, rămânând credincios în toate aspectele vieții sale. El a împlinit instrucțiunile divine nu doar cu fidelitate, ci și cu o adâncă responsabilitate, chiar și atunci când situațiile erau extrem de dificile. În aramaică, cuvântul Shemaia este similar cu Shema și are aceeași conotație de ascultare activă. Ascultarea lui Samuel față de Dumnezeu reflectă această Shemaia, care se manifestă printr-o ascultare necondiționată și prin faptul că Samuel a îndeplinit voia lui Dumnezeu în mod constant indiferent de circunstanțele externe sau de presiunea socială. În limba română, ascultarea este, de asemenea, un termen care reflectă supunerea față de voința divină, dar mai mult decât atât, implică și o dedicare continuă de a urma poruncile lui Dumnezeu. Samuel este un exemplu viu al ascultării, demonstrând că adevărata ascultare necesită nu doar auzirea cuvântului lui Dumnezeu, ci și acționarea în conformitate cu acesta. Un alt exemplu extraordinar de ascultare și curaj este povestea lui David și Goliat. În fața unei amenințări uriașe, literal și figurat, David, un tânăr păstor, a avut curajul de a-l înfrunta pe Goliat, un războinic puternic și înfricoșător. David nu a fost intimidat de înfățișarea sau de puterea lui Goliat, pentru că el avea încredere de plină în Dumnezeu. Aceasta este o lecție puternică despre încrederea în Dumnezeu. Indiferent de mărimea provocărilor cu care ne confruntăm. În ebraică, gibor înseamnă erou sau războinic puternic, dar David nu este prezentat ca un gibor în sensul tradițional. Forța lui nu vine din puterea fizică sau din experiența de război, ci din încrederea totală în Dumnezeu. El a intrat în luptă cu Goliat cu doar o praștie și câteva pietre, dar puterea lui reală a fost credința sa neclintită că Dumnezeu va lupta pentru el. În greacă, Andreea este termenul pentru curaj și reflectă calitatea lui David de a acționa cu încredere în fața pericolului. David nu s-a bazat pe propria sa forță, ci pe promisiunile lui Dumnezeu, ceea ce l-a făcut să fie un model de curaj și credință pentru toate generațiile viitoare. În aramaică, gvura. Reflectă puterea și curajul, dar la fel ca în cazul lui David, această gvură nu este legată de forța fizică, ci de tăria interioară, care provine din încrederea în Dumnezeu. David a demonstrat această gvură prin faptul că nu s-a lăsat învins de frică, ci a ales să lupte știind că Dumnezeu era cu el. În limba română, curaj implică aceeași idee de îndrăzneală și forță interioară. Povestea lui David și Goliat ne învață că adevăratul curaj nu vine din propria noastră capacitate, ci din încrederea că Dumnezeu este cel care ne dă puterea de a înfrunta cele mai mari provocări ale vieții. Această lecție a curajului și încrederii în Dumnezeu poate fi aplicată în multe alte aspecte ale vieții. În Noul Testament, vedem cum apostolii au demonstrat același tip de curaj atunci când au fost persecutați pentru credința lor în Isus. Ei nu s-au temut de amenințările venite din partea autorităților sau a societății, ci au continuat să predice Evanghelia cu îndrăzneală. Un exemplu clar este cel al apostolului Petru, care după ce l-a negat pe Isus de trei ori, a experimentat o transformare profundă. După învierea lui Isus, Petru a fost restaurat și a devenit unul dintre cei mai curajoși predicatori ai Evangheliei. În ziua cincizecimii, Petru s-a ridicat în fața unei mulțimi mari și a proclamat cu îndrăzneală mesajul mântuirii, în ciuda riscurilor la care se expunea. În greacă, cuvântul parhesia înseamnă îndrăzneală, și este adesea folosit în Noul Testament pentru a descrie modul în care apostolii au predicat cu curaj. Paresia nu se referă doar la faptul de a vorbi deschis, ci la a face acest lucru fără frică, chiar și atunci când există pericol real de persecuție. Petru și ceilalți apostoli au demonstrat această paresia în fața tuturor obstacolelor. În aramaică, parsa are o semnificație similară și este folosit pentru a descrie îndrăzneala cu care cineva acționează sau vorbește. Apostolii nu au acționat cu frică, ci au fost parsa în proclamarea Evangheliei, știind că Dumnezeu era cu ei în fiecare pas al drumului lor. În limba română, îndrăzneală reflectă același concept de a acționa cu curaj și fără teamă, indiferent de consecințe. Apostolii ne învață că îndrăzneala creștină nu vine din dorința de a se afirma pe ei înșiși, ci din încrederea că Dumnezeu lucrează prin ei pentru a răspândi mesajul salvării. Un alt exemplu remarcabil de curaj și îndrăzneală îl vedem în povestea lui Estera. În fața unei amenințări de anihilare a poporului evreu, Estera a avut curajul de a se prezenta înaintea regelui Persan, chiar dacă acest lucru putea însemna moartea ei. Ea a riscat totul pentru a-și salva poporul, demonstrând o îndrăzneală extraordinară și o încredere profundă că Dumnezeu îi va da biruință. În ebraică, termenul cesed pentru iubire și bunătate este adesea asociat cu actele de sacrificiu și devotament. Estera a demonstrat cesed prin dragostea sa față de poporul său și dorința de a acționa în interesul lor, chiar cu prețul propriei vieți. Ea nu a acționat din dorința de a-și proteja poziția, ci din iubirea profundă pentru ceilalți. În greacă, agape este termenul folosit pentru iubirea necondiționată și sacrificială, iar povestea esterei reflectă acest tip de iubire. Ea a arătat agape prin faptul că și-a riscat viața pentru a salva poporul evreu, arătând o dragoste și o loialitate care depășesc interesele personale. În aramaică, cuvântul rakam pentru milă subliniază tandrețea și